seara și bine v-am regăsit în, pe canalul ăsta de YouTube. Nu știu cu ce să încep. Este ora 2 de acum, 2 noaptea. M-am tot uitat la filme, m-am tot uitat la tutoriale despre cum să faci clipuri, ce scule mai apărut, ce camere, ce din asta. Sunt pasionat de asta. Și cum stăteam eu și mă uitam la aceste videouri pe YouTube, am zis, bă, hai să fac un ultim episod de anul ăsta în care să vă mulțumesc sau să mulțumesc anului în sine, anului 2017, pentru că a fost foarte, foarte bun cu mine, m-a adus pe linii de plutire, s-au întâmplat foarte multe lucruri și bune și rele, au dispărut foarte mulți oameni din viața mea, au apărut la fel de mulți în viața mea. Nu știu asta cât e de bine sau nu, dar eu mă simt foarte împlinit. Pentru că stăteam și mă gândeam cum am intrat eu în 2017 sau cum eram eu la finalul anului 2016 și cum sunt acum. Sunt total alt om, mă simt mult mai bine, mă simt mult mai liber, nu mai sunt stresat, nu mai trebuie să dau explicații nimănui, pot să fac ce vreau eu. Plecând de la partea personală până la partea legată de carieră. După cum bine v-ați dat seama, am un an de zile de când sunt, bine, mai mult de un an, cam un an jumătate, din vara lui 2016, sunt independent. Toți banii pe care îi fac îi bag aici în YouTube, în muzică, în aparatură, investesc în scule, în beat-uri, în writer, în ședințe foto, în dezvoltare personală și așa mai departe. Până acum un an, jumate, făceam parte dintr-o echipă foarte mare pe care o respect, HH Production. Nu mai fac parte, mă simt mult mai bine. Cumva drumurile noastre s-au separat fără să ne certăm, fără să ne bălăcărim, fără am rămas prieteni cu cei mai mulți dintre ei. De fapt, nu m-am certat cu nimeni. Am rămas în relații bune. S-au terminat și o parte din viața mea personală. Acum sunt într-o etapă foarte, foarte, foarte frumoasă. Mă simt foarte liber, mă simt eu. Și asta cred că e cel mai important lucru. În 2017, ce să vă mai zic, ce s-a mai întâmplat? Am călătorit foarte mult, am văzut foarte multe lucruri și locuri drăguțe. Unele pe care le-am mai văzut, altele pe care nu le-am mai văzut, cum ar fi Cannes, cum ar fi Grecia, n-am mai fost până acum în Grecia. Grecia am văzut-o și dintr-o perspectivă mai, cum să zic eu, mai normală, cea de locuitor, de localnic. Pe când la polul opus, în Cannes, am văzut Cannes dintr-o perspectivă de persoană importantă, de VIP, pentru că am fost invitați de proprietarul Warner să cântăm la o petrecere organizată de el pentru angajații Warner și pentru diferite persoane din de la Hollywood. Așa, ce am mai făcut? Am întâlnit-o pe Șoarec, am făcut clipuri multe, am dezvoltat-o, o ajut să se dezvolte pe partea asta muzicală, să aibă o carieră strălucită în muzică și cumva mă responsabilizează mai mult decât înainte. Înainte era vorba doar de mine și acum nu mai e așa. Consider că am evoluat foarte mult în domeniul ăsta de audio-video. Îmi place foarte mult, mă atrage foarte, foarte mult chestia asta să fac videouri, să vi le arăt, să montez, să le colorizez, să compun cadre, să nu știu ce. Am crescut foarte mult pe YouTube. Eu am creat acest canal pe 2 iunie 2015. Am început să fac vloguri, la momentul ăla cumva n-am dat atât de mult importanță acestui canal, ci altui canal și am pus cumva o pauză, m-am lăsat pe mine deoparte și am făcut muncă sau chestii pentru alte persoane. Dar, de când m-am reapucat, de la finalul 2016, undeva de prin noiembrie, 20 ceva noiembrie din ce m-am uitat eu, atunci când m-am apucat eram 17.000, iar acum suntem 100 și ceva de mii. Mă bucură mult, foarte mult. Nu știu dacă trebuie să vă mulțumesc neapărat, cât mă bucur că vă place și rezonați cu ceea ce fac.
vă mulțumesc pentru că mă susțineți și pentru că încercați să mă înțelegeți. Și cam atât. Și că pentru marea majoritate dintre voi nu sunteți răi. Cam pentru asta ar trebui să vă mulțumesc. Eu aici mă mai la televizor că îi curg clipurile astea de pe YouTube cu tutoriale, cu fai verde. Deci că-s la televizor, papa mă. Deci am crescut pe YouTube, am vizitat, am zis, am... M-au dezamăgit foarte multe persoane, multe. Mi-au arătat adevărata lor față. În momente mai puțin plăcute, anumite persoane din viața ta pe care tu le crezi a fi apropiate de tine, își arată adevărata față și eu mă bucur că nu mă, cum să zic eu, pentru mine e o lecție. Am învățat, am văzut, bă, așa au fost fii, așa au trebuit să se întâmple, ia-o ca atare, viața merge înainte. Deci, per total, acest an a fost foarte bun. Am avut și un studio foto anul ăsta, am făcut și ședințe foto, încă fac poze. Îmi place, nu m-am lăsat, nu. Doar că am renunțat la acel studio pentru că după prima lună ne-a venit întreținerea 35 de milioane, iar chiria era cu mult mai puțin decât întreținerea. Pentru că acei oameni de acolo făceau, cumva, revindeau utilitățile. Ei luau gaz la un anumit preț, dar nouă ni-l vindea la un alt preț și, mă rog, mai făceau business și din treaba asta. Și am zis că, bă, n-am cum să dau 35 milioane pe 90 de metri pătrați pe lună. N-am cum, nu pot. În primul rând nici nu stau în fiecare zi acolo. Mă rog, a fost foarte scump. Foarte, foarte, foarte scump. Și am zis că, bă, n-avem de unde să susținem atât. Pentru că din muzică nu se fac atât de mulți bani pe cum credeți voi că se fac. Adică să fac bani, dar ca să te menții, ca să fii, să livrezi content de calitate, calitatea costă. Muzica, beat-urile, instrumentale, songwriting-ul, în cazul meu, marea majoritate le scriu singur. Dar mai am prieteni care mă mai ajută, gen Guz. L-am cunoscut pe Guz. Gen Guz, Doc, Diana, mai mulți oameni. Max mă ajută la instrumentale. Lucrurile astea costă. Videoclipurile costă. Chiar dacă le fac eu. Mă costă să închiriez o cameră, mă costă să închiriez obiective, mă costă să închiriez o lumină, o locație, o costă. Iar banii pe care îi faci, adică return-ul care îți vine de la un videoclip sau de la o piesă, dacă o piesă nu e pe radio sau pe TV, banii care vin înapoi sunt foarte puțini. Și eu mă aflu în situația asta, că nu sunt pe radio sau pe TV, nu le place la oamenii din mutra mea, deci când eu... Noi îi judecăm, fiecare cu plăcerile sale. Și nu se fac, adică se fac bani, dar după cum v-am zis, trebuie să reinvestești ca să poți să supraviețuiești. N-am strâns avere, n-am făcut nimic. Ce am câștigat, am reinvestit în acest canal, în această carieră, în acest personaj pe care ați început să-l cunoașteți din ce în ce mai bine. Am investit în proiectul Ștefaniei și o să mai investim de acum înainte, pentru că așa lucrurile de calitate și lucrurile mari se construiesc în timp, nu deodată. Eu unul nu sunt norocos, n-am avut noroc de asta, deci trebuie să muncesc 10 ori mai mult. Am învățat să fac foarte multe lucruri împins de lipsa asta de buget și din pasiunea asta mea, că de când mă știu, eu pe mine mă pasionează tot ce înseamnă audiovizual. Îmi place mie, mereu și când merg la televiziuni, la emisiuni, la toate astea, eu mă uit la camere, filmez cu camere, oameni, văd, dar de ce cum, dar lentila asta de ce e așa, dar obiectivul ăla, dar de unde vine sunet, dar lumina cum bate, dar nu știu, mă pasionează pe mine. Și cumva pot să întrețin singur treaba asta. Eu făcând câte puțin din fiecare, cumva ajung la un rezultat plăcut, zic eu. Da, cam asta e. Bă, per total a fost un an foarte bun. Mă bucur că s-au întâmplat lucruri nasoale, pentru că după ploaie vine soare întotdeauna, credeți-mă, întotdeauna, orice s-ar întâmpla, deci oricât de rău ar fi, credeți-mă că o să vină și zile mai bune și se vor schimba lucrurile. Și după bine o să vină și rău, adică ăsta e ciclul natural. La mulți ani să vă dea Dumnezeu un an foarte, foarte prosper, foarte bun,
cel mai important este să fiți sănătoși, să țineți aproape de familie, să vă iubiți părinții, să aveți grijă de prieteni, să nu vă îndepărtați de ei, indiferent de ce persoane apar sau dispar din viața voastră, să dăruiți, să aveți sufletul cald, să renunțați a mai judeca oamenii pe care îi vedeți în online, să renunțați la vorbele urâte care pot demoraliza alți oameni, să încercați să fiți mai buni. Eu asta încerc să fac și cel puțin în bula asta mea pe care mi-am construit-o, eu mă simt bine. Vă mulțumesc încă o dată pentru că mă susțineți. Să dea Dumnezeu 2018 să fie mai bun ca 2017 și mai prost ca 2019. Vă pup, aveți grijă cât beți de Revelion. Pa, vă pupă fratele!